Pe lângă mersul la doctor, eu te sfătuiesc foarte stăruitor să te spovedești amănunțit, începând din copilărie, după ce te vei fi pregătit bine. Încearcă să te pregătești așa. Roagă-te măcar câte puțin, dar cât mai des, așa cum poți, stând, șezând sau zăcând. Roagă-te cu cuvintele Vameșului sau cu rugăciunea lui Iisus, amintindu-ți toate păcatele pe care le-ai făcut din tinerețe nu doar cu fapta, ci și cu cuvântul, cu gândurile și cu dispozițiile sufletești. Dacă vreun păcat îți zgârie conștiința, oprește-te asupra lui și cere iertare până când vei simți că Domnul te-a iertat. Inima îți va da de înțeles asta. Însemnează în scris toate păcatele de acest fel ca să nu uiți de ele la spovedanie. Închipuie-ți mai des că ai murit și că trebuie să treci prin văm și să dai socoteală pentru fiecare păcat nemărturisit. Iarăși vor ieși la suprafață tot felul de păcate și iarăși să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu ca să fii iertat, încât păcatele cu pricina să nu mai fie pomenite la vâm. Să le însemnezi în scris de asemenea pe cele grele. Așa să te ostenești o săptămână sau două, pe urmă să te spovedești. După spovedanie să-ți cercetezi din nou întreaga viață și să însemnezi în scris ceea ce ai uitat prima dată. Aceasta este doctoria cea mai bună nu numai pentru suflet, ci și pentru trup. Să nu te îndreptățești pentru nimic, ci să dai vina numai pe tine însuți, altfel nu vei primi iertare. Cred că dacă îi vei ierta pe toți în mod sincer și te vei pocăi așa cum am arătat mai sus, nu numai că vei primi iertarea păcatelor, ci și dispoziția ta sufletească va fi împăcată, binevoitoare față de toți, iar odată cu asta și boala ta se va ușura, ba poate chiar va trece cu totul. Teme-te mai ales de pomenirea răului, de ranchiunul. Dacă inima nu te ascultă, iartă-i pe toți cu gândul, dacă poți, silește-te să ceri de la toți iertare.